Bună, dragilor, bine v-am regăsit! Sunt astrolog Andreea Dincă. V-am pregătit horoscopul pentru săptămâna 27 mai, 2 iunie. Am aici și harta. Vreau să vă menționez, cei care vă cunoașteți ascendentul, să ascultați, dacă doriți, și interpretarea generală pe care o fac zodiei pe care o aveți la ascendent. Puteți să aflați multe informații utile și din, dacă vă ascultați ascendentul, da, acolo poate nu vă identificați foarte mult cu zodia, dar există posibilitatea să aflați mai multe informații despre ce ar putea să se întâmple în săptămâna care urmează, ascultând și ascendentul. Desigur, vă mulțumesc pentru faptul că mă urmăriți, pentru mesajele foarte drăguțe pe care le lăsați. Și vreau să vă mai spun încă o dată, de asemenea, dacă doriți să vă calculeze ascendentul, să-mi lăsați într-un comentariu locul, data și ora nașterii. Aceste trei informații sunt necesare pentru a calcula ascendentul. Desigur, eu vă voi răspunde în funcție de timpul meu liber, cât de repede pot. Am aici harta și voi începe interpretarea pentru această săptămână, care nu se arată neapărat a fi una ușoară. Avem multe, multe probleme de rezolvat, agitație, poate chiar și crize emoționale. Luna se va afla în această săptămână, va tranzita semnul Pești. Și atunci cu toții vom fi mai sensibili, mai emoționali, ne vom gândi la tot felul de subiecte care nu neapărat ne aduc liniște și pace în suflet. Vom începe cu berbecul. Cum spuneam, berbecii în această săptămână sunt foarte focusați la locul de muncă, să termine niște proiecte, să termine anumite treburi. Cineva acolo îi va ajuta, deci aveți ajutor la locul de muncă, însă voi nu vă simțiți foarte bine, sunteți un pic melancolici, nu vreau să spun depresiv, pentru că mi se pare un cuvânt cam greu și evit să-l folosesc. Tot timpul evit să-l folosesc, însă, da, sunteți așa înclinați către melancolie, tristețe, pesimism, voi care de obicei sunteți destul de veseli, destul de energici și încrezători, optimiști. În această săptămână, posibil, mulți dintre voi să experimenteze înclinația asta către melancolie și tristețe. Din punct de vedere al sentimentelor, vă considerați un pic neînțeleși și preferați să vă refugiați în muncă dacă sectorul sentimental nu este așa cum vă doriți voi. Veți primi niște vești din partea familiei. Acestea nu sunt neapărat cele mai prietenoase, însă veți face față tuturor provocărilor sau problemelor care urmează să fie rezolvate în această săptămână. Nu este loc de amânare. Taur. Pentru nativii Taur avem vești frumoase pe tot ce înseamnă sectorul financiar. Venus se află, dar și schimbări de atitudine, de look, de ce nu? Mulți dintre Tauri pot să decidă să-și facă o schimbare, da? Fie vestimentar, mergeți să vă cumpărați niște lucruri, chiar puteți să găsiți obiectele pe care le-ați căutat foarte mult, poate, nu știu, un sacou, un costum, o geantă, într-un fel și chip, voi aveți un simț estetic deosebit, aveți stil. Și posibil că în această săptămână să fiți foarte orientați să cumpărați lucruri, să faceți achiziții pentru voi, dar pentru înfrumusețare. Mergeți la spa, mergeți la masaj, vă faceți frumoși, frumoase, vă tundeți, vă schimbați stilul cumva, dar va merge bine și din punct de vedere financiar. Deci avem bani să facem toate lucrurile acestea. Cu dragostea, în schimb, nu stăm chiar favorabil. Pentru că lucrurile nu se așează, cel puțin la începutul săptămânii, lucrurile nu se așează așa cum vă doriți voi. Este ceva ce nu funcționează în relație pentru moment. Trebuie să aveți mai multă răbdare cu partenerul, dar și cu voi înșivă, pentru că este nevoie de timp ca lucrurile să se așeze ușor, foaie cu foaie, rând cu rând, ușor și sigur. În săptămâna 27 mai, 2 iunie, Taurii vor primi și anumite sugestii din partea unor oameni cu care lucrați, dar și îmbunătățirea relațiilor cu familia, rudele, cumnații, frații și așa mai departe. Unii Tauri se pregătesc pentru o petrecere sau un eveniment special în familie. Gemeni.
Încă o dată la mulți ani gemenilor, soarele se află în zodia voastră, precum și Mercur. Sunteți, în această săptămână, sunteți croiți să faceți tot felul de... Sunteți puși pe făcut planuri, pe organizat, sunteți buni organizatori, faceți multe planuri. Însă aceste planuri... cineva vă taie din elan, cumva, pentru că vor fi ușor date peste cap. Dar nu vă lăsați, pentru că lucrurile se vor aranja astfel încât să reușiți. Desigur, trebuie perseverență, trebuie răbdare. Nu îți imagina că astăzi ai făcut planul și a doua zi gata se implementează și atingi succesul în 3 secunde. Trebuie să aveți răbdare, însă vă vor veni idei strălucite, idei bune, idei care vă vor rezolva sau ușura munca. Vă rezolvă anumite probleme și vă ușurează munca în același timp. Unii gemeni sunt dezamăgiți sau supărați cu unii prieteni sau persoane din grupuri, dar mai ales cei care lucrează cu mulți oameni sau care sunteți într-un grup anume, vor avea niște supărări, niște piedici în direcția aceasta. Primiți vești bune legate de zona financiară, dar trebuie să nu vă împrăștiați energia în foarte multe direcții. Partenerul de cuplu, de asemenea, vine cu... nu-i convine anumite lucruri, da? Și vine să vă spună lucrurile acestea, o discuție, vă reproșează, deci vine cu reproșuri. Asta era cuvântul pe care îl căutam. Deci partenerul vine cu reproșuri, vine cu nevoia de a fi în centrul relației, în centrul atenției. Într-adevăr, puteți să faceți niște schimbări și acolo, decizii bune și importante de luat, adică trebuie să luați niște decizii, să nu le mai amânați. Aveți grijă și cu sănătatea. Posibil să aveți insomnii sau să nu vă odihniți prea bine sau să dormiți prea puțin. Rac. În această săptămână, racii vor avea tot felul de intuiție sau vise premonitorii. Visați foarte mult, gândiți foarte mult, vă vin tot felul de idei. Într-adevăr, Soarele și Mercur se află pe casa voastră a 12-a, probabil veți avea tendința să vă retrageți puțin în singurătate, mă rog, nu o să vă duceți în pădure sau în vârf de munte, însă veți fi mai închiși, mai retrași, veți sta să analizați ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, ceea ce s-a întâmplat în viața voastră în ultima perioadă sau în ultimele luni. Nu este nimic rău, este foarte bine să analizați toate aceste lucruri, pentru că veți găsi rezolvarea unor probleme, răspunsurile. Da, veți găsi răspunsurile, despre asta este vorba. Într-adevăr, posibil să vă supărați foarte rapid pe o femeie sau foarte ușor pe o femeie la locul de muncă, conflicte la locul de muncă cu o femeie, posibil acea femeie să fie tot într-o zodie de apă, dar ați avut destul de multă încredere în acea femeie și v-a dezamăgit cumva. Nu vă desuflați, ca să zic așa, nu vă supărați foarte tare, vă va trece, nu țineți nici ură sau resentimente sau tot felul de sentimente care nu vă simt utile. Pentru raci, de asemenea, pot fi probleme, încercați să fumați mai puțin cei care fumați sau care aveți alte vicii, pot fi probleme de sănătate, dar și dureri de cap, migrene, puteți experimenta multe migrene în această perioadă, dureri de cap pe care să nu le puteți stăpâni, așa că aveți grijă cu migrenele și nu vă mai stresați, nu vă mai enervați, vă enervați prea repede, prea ușor și nu vreți să vă detașați de aceste sentimente, să le eliberați, să vă eliberați. Leu. În această săptămână, leii vor avea niște probleme cu o femeie, tot cu o femeie, vedeți? Deci numai cu femei. Femeile astea supără pe toată lumea. Deci probleme cu femeile cu care aveți de împărțit niște bani sau o proprietate sau cei mai ales cei care vă judecați, sunteți prin tribunale, vești proaste, primiți vești proaste cu și despre femei și de la femei. Ar fi bine să vă faceți mai mult timp să comunicați cu persoanele care vă sunt aliați, să dați mai mult credit acelor recomandări, ajutor sau ceea ce mai primiți voi de la persoane în care aveți încredere, persoane care au o influență pozitivă asupra voastră.
Primiți vești bune la locul de muncă, fie creștere, fie creșterea salariului, fie creșterea postului, dar și recompense prin laude și complimente, lucru care pentru voi contează foarte mult. Desigur, urmează să primiți, așa cum spuneam, și niște bani, ajutor din partea unui bărbat care vă susține. Veți rezolva și anumite probleme de sănătate sau probleme cu copiii, cei care aveți mici probleme cu copiii. Aceste probleme cu copiii pot fi de neînțelegere, certuri, conflicte sau pur și simplu o problemă de sănătate care v-a stresat destul de mult. Mai multă grijă și cu partenerul, vă propune să ieșiți mai mult, să socializați mai mult, să ieșiți în lume. Faceți-vă timp și pentru acesta, oricum voi vă distrați, sunteți foarte sociabili, prietenoși, vă place să fiți în centrul oamenilor, în centrul atenției, vă hrăniți cu distracția și voia bună. Așa că mergeți în această direcție. Fecioara, în această săptămână, fecioarele vor primi vești bune de la partenerul de cuplu, dar la voi e o săptămână mai bună, o săptămână mai puțin bună, de asemenea pentru toate zodiile, însă această săptămână este cât de cât bună, mai bună pe sectorul dragostei sau cei care au fecioara la ascendent sau aveți mai multe planete în fecioară și funcționați foarte mult, vă manifestați precum o fecioară. Cei care își cunosc harta, desigur. Astfel, fecioarele au o săptămână mai bună cu partenerii, faceți planuri de vacanță, tot felul de proiecte sau vă doriți voi să vă atingeți împreună un nu știu ce obiectiv, fiecare ce obiectiv are și vă faceți planurile, aranjați lucrurile, mergeți în acea direcție, este foarte bine. Țineți-o tot așa cu o energie pozitivă și optimistă, da? Pentru fecioare mai avem și achiziții, vă veți ocupa să faceți niște cumpărături de mai multe, fie pentru voi, fie cadouri, fie pentru casă sau pentru copii. Aveți destul de multă energie direcționată către casă, da? Deci către casă, posibil să vă mutați sau să vă gândiți să vă mutați sau să faceți o schimbare, schimbați dulapul și șifonierul sau cearceafurile, nu știu, schimbați voi ceva pe acolo prin casă. Vă ocupați foarte mult de casă. Avem posibilitatea de a merge să dăm un interviu sau să învățăm lucruri noi, să ne scriem la anumite cursuri. De cei care au, și eu am ascendentul fecioară și chiar mă gândeam la niște cursuri. Deci dacă ești fecioară, ascendentul fecioară, este o săptămână bună să mergi să te scrii la un curs, să înveți lucruri noi, să dezvolți anumite aptitudini, să te dezvolți, să evoluezi. Balanță. Cum sunt aspectate balanțele în această săptămână? Pentru balanțe este destul de bine și mai ales pe tot ce înseamnă sănătate, dar dacă vă găsiți un echilibru, da? Bine, voi oricum sunteți balanța, deci echilibru, aveți nevoie de echilibru și veți găsi multe, și mai ales dacă vă stăpâniți emoțional, vă eliberați anumite sentimente și scăpați de anumite temeri, frici, niște lucruri care nu, adică mie, cum ar fi, mie frică de dinozaur. Pe unde te întâlnești tu cu un dinozaur? Nu știu, dau ca un exemplu. Aveți niște temeri care nu sunt reale sau, nu știu, se frică de șerpi. O să vină o șarpe la tine în dormitor? Nu o să vină, doar dacă te duci în junglă. Deci aveți niște frici care nu au o bază reală. Vă e frică de niște lucruri de care nu ar trebui să vă fie frică. Oricum nu te-ai întâlnit cu acel eveniment sau cu acea situație. Eliberați fricile și veți scăpa de multe probleme sau de sănătate sau le veți rezolva ușor, ușor, vor dispărea de la sine. Avem o săptămână în care comunicăm foarte mult, foarte corespondență, cu colete, cumpărații sau vă vin colete, vă vin, casa nouă este foarte bine aspectată și aveți legătură cu străinătatea, trimiteți informații, discutați foarte mult cu persoane din străinătate. Avem și bani de primit, așa că pregătiți-vă, deschideți-vă portofelul să vină abundența. Și mult de lucru, aici șefii vor fi un pic exigenți, vă vor atrage atenția, însă vă veți descurca, veți face față tuturor provocărilor. Pe dragoste avem aspecte frumușele, dar voi puteți să le îmbunătățiți creând armonie în jurul vostru. Scorpion. În săptămâna aceasta, scorpionii sunt bine favorizați pe tot ce înseamnă sector al dragostei, dar și al
parteneriatelor, colaborărilor. Puteți să începeți colaborări foarte avantajoase, benefice pentru voi în această săptămână. Avem aspecte frumoase în această direcție, mai ales dacă acele parteneriate vor fi pe termen lung, vă gândiți la o investiție ceva pe termen lung și vor fi cu bărbați mai în vârstă, mai maturi sau trecuți prin viață, având experiență, da? Bine, poate să aibă și 27 de ani sau 30, dar să aibă foarte multă experiență, maturitate, să pară o persoană matură, să fie o persoană matură. Avem și cheltuieli, veți cheltui niște bani cu o persoană care nu se află lângă voi, de la depărtare, fie trimiteți niște bani într-un loc sau cheltuiți pentru o casă, o proprietate. Și de asemenea, conflicte, din păcate, conflicte cu anumite persoane din familie, neînțelegeri, discuții. Pot fi discuții legate de bani sau de o moștenire, de un proces. Oricum, ies la iveală tot felul de lucruri pe care nu le știați. Iese ușor, ușor, adevărul iese la suprafață, adevărul iese la lumină. Atenție, puteți avea dureri de cap, de spate, dar și de stomac. Nu știu, mâncați ceva ce nu vă place sau cei care au probleme cu stomacul, cu digestia, la fel, aveți mai multă grijă, consumați mai multe plante, legume, mai multe legume, fructe și ceaiuri. Când am spus plante, de fapt mă gândeam la ceaiuri. Cât mai multe ceaiuri, cele care vă plac, puteți să încercați cu lămâie, cu miere, după fiecare după gust. Săgetător. Pentru săgetători avem o săptămână interesantă. Vouă vă merge bine în această săptămână, sunteți voinici, energici, gata de lucru, pentru că aveți multe proiecte pe care trebuie să le terminați, le veți termina la timp. Puteți începe parteneriate bune, partenerii de cuplu, parteneriate, colaborări bune, mă refer la locul de muncă sau cu clienții foarte buni care vă aduc multe avantaje sau poate să vă asociați cu cineva care vă va ajuta foarte mult și alături de care veți crește și evolua. Multe discuții cu partenerii de cuplu, veți reuși să ajungeți la un numitor comun, ceea ce este foarte bine, nu o să fie chiar ușor, dar va fi un neașteptat de simplu. Da? Trebuie doar o formulă magică, bine, pentru fiecare va fi diferită, însă după ce veți descoperi acea formulă magică, partenerul se va îmblânzi, putem să numim așa. Tot pentru săgetători, această săptămână arată și multe drumuri, veți face multe drumuri sau cheltuieli cu mașina, deplasări, corespondență cu străinătatea sau cu persoane care nu se află în orașul vostru în care locuiți. Dureri de spate, dureri cu oasele, dureri de spate și tot ce înseamnă zona gâtului, așa că aveți grijă să nu răciți, să nu beți rece, să nu apară probleme în direcția asta. Capricorn. Pentru Capricorn avem vești bune la tot ce înseamnă sectorul muncii și al sănătății. Avem aspecte bune. Cineva vă susține, mai ales cei care doriți să slăbiți sau să vă schimbați aspectul fizic sau urmează să aveți o operație cumva. Această săptămână este una bună pentru voi. Veți face niște schimbări fizice sau și emoționale. Unii poate se vor căsători sau poate vor face un pas într-o altă direcție. Însă este o săptămână bună de a vă uni destinele cu persoana care vă este dragă. Sau cereri în căsătorie, de ce nu, cine știe, în direcția asta. Dar veți face, sunteți foarte bine aspectați pentru operații, schimbări de fizic, de loc, poate vă stundeți, vă vopsiți în direcția asta. Avem și schimbarea de atitudine, veți privi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Însă luați totul ușor, pași mici, dar sigur, așa cum vă place vouă. Mult de muncă, dar și recompense, veți primi, vi se va face o ofertă pe care vă este greu să o refuzați, însă vă veți gândi mai mult înainte de a o accepta, ceea ce este foarte bine. Discuții cu membrii familiei, dar și cheltuieli cu casa, cheltuieli cu familia. Vărsător.
În această săptămână, vărsătorii sunt foarte, foarte ocupați, sunteți într-o criză emoțională cumva, nu vă simțiți foarte bine, aveți impresia că nu sunteți înțeleși, aveți impresia că lucrurile se merg tot timpul împotriva voastră. Nu este așa, este doar o perioadă în care voi aveți viziune, de obicei vedeți cu câțiva pași înainte. În momentul de față aveți senzația că e o ceață pusă sau o perdea sau, mă rog, sunteți legați la ochi. Este doar o stare, va trece. Aveți mai multă încredere în voi, fiți ambițioși în această săptămână și aveți curaj să începeți proiecte noi, pentru că, mai ales dacă sunt legate de transporturi, de scris, poate cei care lucrează în media, în jurnalism sau în transporturi, cum spuneam, veți face niște lucruri extraordinare, veți lua niște decizii radicale cumva, dar toate schimbările astea vor fi foarte benefice pentru voi. Veți vedea cât bine vă va schimba în bine. Fiți mai încrezători și mai siguri pe voi. Primiți anumite confirmări pentru că sunteți în așteptarea unor răspunsuri. Familia vă va aduce multe informații, va aduce anumite confirmări, așa cum spuneam, da? Și vă și sprijină cumva. Chiar dacă sunt tensiuni și discuții, la final, da, sunt aproape, sunt alături de tine, dar uite, nu ar fi mai bine așa, nu știu cum. Adică încearcă să vă schimbe oarecum, dar vă susține și vă respectă și vă este alături, chiar dacă nu neapărat sunt de acord cu ceea ce vreți voi. Sper că are sens și că m-am făcut înțeleasă cumva. Ideea este că veți primi sprijin chiar dacă nu vor fi de acord cu voi. Uite, simplu. Cel mai simplu. Tot pentru vărsătorii putem avea probleme cu oasele, dantura, dureri de spate și unii se pot îngrășa un pic, așa că aveți atenție la alimentație, să nu mâncați prostioare sau prea multe dulciuri sau noaptea. Pentru pești. Peștii în această săptămână vor lua decizii importante pe sectorul financiar, faceți modificări pe tot ce înseamnă sectorul financiar. În prima parte a săptămânii, oricum, avem luna în semnul vostru, sunteți foarte sensibili, emotivi, veți și plânge mulți dintre voi, sunteți așa lacrimogeni, nu este nicio problemă, avem și aceste momente din când în când, trebuie să ne exteriorizăm, să scăpăm de anumite sentimente pe care le avem. Dacă aveți senzația să plângeți, mergeți acasă, plângeți, nu este nicio problemă. Descărcați-vă de emoțiile pe care le aveți. Va fi bine. Apoi, după ce veți elimina tot ceea ce vă ține în loc, lăsați-vă creativitatea și intuiția și toate talentele pe care le aveți, pentru că veți fi foarte creativi, dar trebuie să aveți curaj să dați viață ideilor pe care le veți avea și va fi foarte bine din punct de vedere financiar. Mulți pești vor pleca în această săptămână cu treburi în afara orașului sau poate chiar în străinătate. Vor fi de bun augur aceste plecări, veți face tot ceea ce v-ați propus și chiar veți primi niște daruri, niște, fie de la univers, fie de la oamenii de jurul vostru. Așa cum știți, universul lucrează prin oameni. Dacă cineva vrea să vă dăruiască ceva, spuneți mulțumesc. Nu, vai, dar nu trebuia, dar nu era nevoie, pentru că tu poate ai cerut la un moment dat acel lucru. Învățați să primiți ceea ce universul vă transmite prin oameni. Universul lucrează prin oameni sau Dumnezeu, cum doriți fiecare să-i spuneți. Avem și vești bune de la familie, să nasc copilași sau să concep copilași în această săptămână. Atenție și cu sănătatea, stări de oboseală și poate chiar ușor disconfort. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna care urmează. Eu sper ca astrele să se alinieze favorabil pentru fiecare în parte și nu uitați like, share, subscribe dacă vă plac clipurile noastre. De asemenea, în acest weekend mă puteți urmări și în cadrul emisiunii Flash Monden. Am acolo o mică rubrică în care puteți afla câteva detalii în plus ce nu au fost puse aici. Vă mulțumesc și să fie o săptămână magică!